Încrederea mea în oameni a pierit de mult. Uite acolo încrederea mea, deasupra norilor, pentru că Dumnezeu m-a ajutat. Astăzi e luni, sâmbătă, cum nimeni nu ar putea o face. Cu mașina care nu mergea, ușa deschisă, covarele puse. Transpirat și miroseam ca un porc. De fapt, miroseam ca un boschetar. Cu un drum de aproape 2 ore dus în Praga. Prin Praga umblat, nu știu ce. Mi s-a stricat mașina, nu mergea pe ce, că e ceva starter, nu știu cum să-l traduc, nu mă interesează, în fine. Cu mașina blocată. Și pur și simplu mi-o reparată cineva. M-am, cum naiba să zic, am dat-o în spate, după aia i-am făcut vânt, am împins mașina de la spate și după aia o mers, o pornit, nu știu ce, și-a zis ca să nu opresc. Bun, am făcut pe dracu în 7 și iar la o intersecție de drum mi s-a oprit mașina, intersecție de drum, nu știam care e drumul bun, pentru că nici bateria la telefon nu mai aveam, mi s-a oprit GPS-ul, s-a futut tot. Și pur și simplu am împins mașina vreo 100, 200, 3, 5, 7, 700 de metri pe un alt drum. După aia m-am oprit unde am putut. Și încolțea toată frica în mine, pentru că nu știam unde, nu aveam baterie la telefon, nu aveam internet, nu aveam GPS. Încărcătorul nu mergea ca pula, nu se încărca bine. Am făcut cu mâna la o grămadă de mașini. Nimeni nu s-a oprit. De asta încrederea mea în oameni a pierit. Și mă piși pe toți oamenii. Sunteți niște gunoaie toți. Când vedeți o mașină oprită pe mijlocul, nu opriți, mă! Nu opriți! Doamne ferește că vă fute în cur ăla care vă cere ajutorul. Din 4 mașini, așa e și în viață. Din 4 mașini, 4, 5, 7, 10, câte ori trecut pe lângă mine, una o primă, una. Un om m-a ajutat, care mai știa și mi-a zis drum bun, știa ceva de Făgăraș, sau și-a zis că îi place România. Un om, din 10 sau câte mașini au trecut pe acolo. Și o mai trecut o tipă care stătea așa cumva la geam. Cumva așa stătea la geam. Să se uita la drum, să nu mă vadă pe mine. Mersi. Dar eu niciodată nu am să mă mai încred în oameni. Niciodată. Sunteți gunoaie, mă. Gunoaie, 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 gunoaie. Nu am să schimb niciodată părerea. Sunteți jumate din, bă, 90% sunteți căcat. Sorry. Poate verdictele mele sau gura mea vă deranjează și toate vorbele pe care le spun, dar sunteți căcați toți. 90% din voi sunteți, nu sunteți, trăiți degeaba, consumați oxigenul degeaba, degeaba trăiți acolo sus, e mintea scurtă, că pula și vaginul nu vă ajută, degeaba ați trăit în viață, consumați practic aerul degeaba, bă, degeaba aveți mașini luxoase, sunteți căcați la cur, nu, voi sunteți viitorul societății în jos, că de asta satana are mulți adepți și Dumnezeu îi numere. Și ăștia lui Dumnezeu îi numere pe degete. Un om din 10 mașini, din toate persoanele care, bă, m-au văzut, mi-au văzut fața și cum eram. Mașina oprită, cu o ușă deschisă, varile puse. Că stăteam și mă gândeam, bă, pune varile, că dracu știe. Bine, eram tras într-o parte a drumului, nu eram chiar în mijlocul drumului, nimeni nu oprimă. Cineva m-a ajutat. Și până acasă, du-te, Marius, fără GPS. O mers GPS-ul, pur și simplu s-a oprit tot GPS-ul. Pentru că nu avea baterie, era 0%, era 0%. Du-te, Marius, pe bâșbâite, du-te acasă, fără să știi drumul. Fără să știi care drumul spre... Na, eu stau cum stau în Rochițani, pentru că stau în Cehia, momentan. Fără să știi care e drumul, pe care drumul să iei, că la care... Cum n-ai bani să zic? La o intersecție. O iei la dreapta sau o iei la stânga? Pur și simplu
când mi s-a oprit mașina a doua, când mi s-a oprit mașina a doua oară în intersecție, pur și simplu, bă, am nebunit. Încolțat toată în frica în mine, pentru că stăm și mă gândeam, trebuie să fac ceva, trebuie să opresc, să se oprească cineva. Pur și simplu treceau numai mașini din astea bengoase, nu știu de care. S-a oprit, nu știu ce mașină era. Ford, nu știu de care. Slavă Domnului că s-a oprit. Stăm și mă gândeam că poate nu oprește nimeni, că vine seara, vine să erau. Eu am plecat undeva de pe la vreo 11 și m-am întors acasă la 8. 8. Inuman. Fără internet. Doamne, stăteam și mă gândeam că vine noaptea, nu mai văd copilul, nu mai văd nevasta. Începusem să, nu știu, să am dragi, venea să dau foc la mașină, ai făcut-o în gură de mașină. Bani mi-a trebuit. Groaznic. Nu luați, frate, decizii când sunteți triști sau nu vă simțiți bine, nu sunteți în stare. Aveți un nodul la gât sau vă bate inima ca dracu. Nu faceți, frate, decizii. Pur și simplu, îți dai seama, nu am să-l văd pe omul ăla niciodată, dar îi mulțumesc din tot sufletul meu ăluia de sus, în care îmi pun toată încrederea, pentru că oamenii nu îmi mai pasă de părerea voastră. Și să nu uitați, dacă ești bătrân, asta nu înseamnă că ești inteligent, nu. Înseamnă că ești ca noi toți. Poți să fii bătrân și deștept, dar poți să fii bătrân și prost de bubuie, ești cât tomberonul. Tomberonul, acolo, aia e viața ta. Deci toată viața ta ai fost un muist. Zic asta pentru că într-o parcare a început să se crizeze o handicapată de babă, nefutută, n-o mai primi pulă de o grămadă de timp, cred. Așa zicea corpul ei. Ca ce trebuie să plătești? Bă! Știi că tot trebuie să plătesc? 20 sau 30 de coroane, care e ca un fel de 10 bani sau 20 de bani. 20 de bani pentru 20 de bani. Aia murea acolo, mă. Că trebuie să plătești parcarea. Cu fost poliția pe aici. Vrei să o chem din nou? Bă, bătrânii, voi sunteți proști. Nu am să respect niciodată un bătrân, pentru că așa a zis Osho. Nu, pentru ce dracu să respect o minte care nu... Un papagal care repete tot timpul aceeași căcat. Nu, frate. Copiii merită respectați. Copiii care știu să respecte. Na. În mijlocul drumului am început acolo, pur și simplu îmi venea, plângeam, mă calmam și plângeam și iară mă calmam și iară plângeam și iară mă calmam. Dădeam mașina în față, ba în spate, nu pornea. M-a ajutat. Bine, după ce a oprit ăla, Doamne, că am înnebunit. Nu venea să cred. Nici acum nu vine să cred, pentru că îs la lucru. Am ajuns acasă, pe bușbăite, fără să știu care e drumul. Doamne! Inuman. Nu am să mai mă încred niciodată în vorbele oamenilor, pentru că acolo sus e Dumnezeu meu, care mi-a stat alături un om din 10 mașini. O mașină din 10 care s-a oprit să mă ajute pe mine. Sunteți gunoaie. Nu îmi mai pasă de părerea voastră. Mă piși pe toate părerile voastre. Sunteți niște specii parazite. Întotdeauna am să-mi țin părerea asta. Sunteți niște specii parazite. Doar Dumnezeu merită laudă. Doar Dumnezeu care... Doamne, Tu ești Tatăl meu. Doamne, nimeni nu te poate ajuta mai mult decât te poate ajuta Dumnezeu. Și să-ți trimite omul potrivit. Restul sunteți gunoaie. 90% din voi, când 10%, mă, 10, și mă pișcă, nu am un dinte, pentru că majoritatea judecați omul după mamă, voi sunteți căcați. 90% dintre voi nu meritați să trăiți, consumați oxigenul degeaba, sunteți 90% din populația lumii, când 10% sunt pita lui Dumnezeu, marș. Dumnezeu vă ajută, mă, Dumnezeu. Păi omul, da, că Dumnezeu e un suflet care, Doamne, merită toată lauda, nu voi. Dumnezeu să vă încredeți, nu oameni, jigodile dracu.